Și, apropo, de Emers, senzațională creșterea lui. Cel mai bun jucător, în opinia domnului Șucu, a vorbit la, Suf, la Fanatic Superliga dimineața, a vorbit cu noi în exclusivitate. În opinia dânsului, cel mai bun jucător a aseară a fost Emers. Nu, dar mie, în general, adică privirea aia lui de nebun. Da, de nebun frumos, pentru că e așa, are o privire un pic de. Uh, să transpune în teren. Mm -hmm. Răutatea. Aia, da, nu? frate, joacă da. băiatul ăsta... Aici să știți că. Uh a avut o foarte mare contribuție două persoane. Victor Victor Angelescu, Angelescu, acționarul minoritar, nu? Victor Angelescu pentru mine este unul dintre patronii Rapidului. Da, nu minoritar, 30 nu permit 100, eu să da, spun. Da, 30% Așa? La din auzi. Și al doilea al doilea praf. mister Mister Bergodi sau da, Mister Mutu? Mister Bergodi. Pentru că el intrase într-un con din ăsta așa de umbră și uh, pierduse încrederea el. E un copil care trebuie discutat cu el și pierduse din încredere, pierduse din tot și uh, a venit Victor într-o zi la antrenament, asta de vorbă cu el. După, era avea, fimiu, meci acolo la, mm -hmm. la bază la noi și am rămas să-l văd pe el și l-am văzut pe Mister. În continuare, după ce vorbise Victor a vorbit vorbind și cu Emers. Mister cu Emers și următoarea etapă a fost titular. A fost o schimbare, o schimbare, nu? Da, da, copilul ăsta a perceput în bine discuțiile cu oamenii, și cu patronul cu și cu sorbar. antrenorul da, echipei. Pentru că intrase într-o într chestie asta, a pierduse în pierdus se... nici nu prea juca, eu nu știu, tu știi, corect, momentul când nu corect, joci. Corect, da, pierduse, dar faptul că imediat a intrat titular. Da. și a făcut-o foarte bine. Mister a, a avut încredere da. să-l bage a jucat foarte bine, e meritul, din punctul meu de vedere, doar al lor. Pentru că putea să piardă oarecum. Da. Fotbaliști avem. Mm. Avem fotbaliști la mijlocul terenului care își așteaptă rândul și sunt sigur că și vor fi la fel de, sau chiar mai buni.